the hell? What the hell, you idiot? Oh my god! Oh my god! What the hell are you doing? Așa am început și cu videoul prezentării noii camere de la Navitel, modelul R600 Quad HD, unde v-am explicat în videoul pe care îl puteți vedea din linkul din descriere că este necesar să aveți o cameră de bord în mașină atunci când mergeți cu ea, cât și atunci când o aveți parcată, pentru că aceste camere dispun și de funcții de înregistrare atunci când mașina este lovită în timp ce o aveți parcată. Un lucru foarte util pentru cei care petrec mult timp prin oraș cu mașina parcată pe alocuri și de a depista persoana făptașă în caz de un accident. Ei bine, în videoul de astăzi am să vă prezint noua cameră de bord de la Navitel, modelul R1050 Full HD. Și să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! Înainte de a vi-o prezenta, haideți să începem pentru început cu datele tehnice pentru a scăpa repede de acestea, apoi vă voi spune și restul detaliilor importante despre care ar trebui să știți la această cameră de bord Navitel modelul R1050 Full HD. Pentru început, filmează la o rezoluție Full HD, ceea ce este bine pentru a vedea detaliile mai clare chiar dacă sunt la o distanță mare de tine. Poate înregistra la un unghi de 165 de grade, dispune de o conexiune Wi-Fi, însemnând că vă puteți conecta direct telefonul la cameră și vă puteți uita live la ce filmează, cât și alte funcții despre care vom vorbi în minutele ce urmează. Dispune de senzor G pentru accidentele din parcare, ne oferă informații pe cameră, unde vom avea diferite semne de circulație. Un vitezometru unde ne va informa de viteza pe care o avem, cât și înregistrează pe filmare viteza respectivă. Apoi mai dispune de un senzor de la Sony și un GPS pentru a vedea datele locației. Această cameră, după părerea mea, dispune de cele mai importante funcții pe care ar trebui să le aibă orice cameră de bord, pentru a fi sigur că ai la dispoziție toate informațiile importante în caz de vreun accident. Acum că am trecut de aceste date tehnice, haideți să vedem cu ce mai vine la pachet. În primul rând avem camera împărțită în două, adică baza care se va lipi din păcate cu un adeziv 3M pe parbriz, și camera în sine, unde avem și panoul de control cu butoanele aferente navigării. Apoi regăsim cablul de alimentare auto, un cablu de date pentru transferarea diferitelor fișiere de pe cameră pe PC sau laptop, un manual de utilizare, garanția și o licență pentru GPS-ul Navitel pe care îl regăsiți pe Play Store. Acum, haideți să revenim la piesa principală al acestui video, și anume, camera. După cum am spus și mai devreme, baza acestei camere se lipește din păcate cu un adeziv 3M, unde mi-aș fi dorit să avem și o opțiune cu ventuză pentru a o da jos mult mai ușor. Tot pe această bază avem mufa de încărcare și magnetul foarte puternic pentru montarea celei de-a doua parte a camerei. Să vă zic sincer, când am văzut că prinderea acestei camere pe bază se face prin magnet, am zis că sigur la o groapă din carosabilul nostru românesc o să încadă prin mașină. Din fericire, chiar este un magnet foarte puternic unde vă puteți răsturna cu mașina, iar camera va fi pe poziție fără probleme. Cât și pe lângă asta, aveți un avantaj de a vă roti camera la 360 de grade foarte ușor. Mai departe, dispune de un display de 1,2 inch cu un raport de aspect universal 16:9, un microfon sensibil pentru înregistrare audio și o antenă GPS. În partea laterală avem butonul pentru power, iar în cealaltă latură avem slotul pentru cardul microSD cu până la 64 GB și mufa pentru cablu de date. Navigarea prin meniu se realizează foarte ușor, unde ne va da posibilitatea să ne personalizăm toate setările, fie rezoluția filmării, fie sensibilitatea senzorului G, durata videoului în loop, dacă doriți afișarea vitezometrului și așa mai departe. Deci aveți la dispoziție o mulțime de funcții pe care vi le puteți customiza. Conectarea cu telefonul la această cameră se realizează foarte simplu. Intrați la setări prin apăsarea de două ori a butonului meniu, intrați la aplicația QR și vă scanați codul respectiv. Apoi vă descărcați aplicația, o deschideți, vă porniți Wi-Fi-ul telefonului, căutați numele camerei Navitel, introduceți parola dacă vă cere și gata. Oficial, sunteți conectați la camera de bord. Ei bine, acum că v-am prezentat-o, haideți să vedem și cum filmează. În marea parte, camera a reușit să ofere imagini bune atât pe zi cât și pe timp de seară.
sunt destul de luminate încât să poți vedea numerele de mașini chiar dacă sunt la o distanță mare de tine, fără prea mari probleme. Navigarea meniului este unul simplu, camera este una discretă și funcția de transmitere imagini live pe telefon este foarte utilă, pentru că îți poți seta anumite criterii direct de acolo. Per total, camera Navitel R1050 Full HD eu pot recomanda fără nicio problemă. V-am lăsat un link în descriere de unde vi-o puteți cumpăra și voi. Nu uitați să dați un like și un share pentru a ajunge la 60.000 de abonați. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând! Yeah, thank you.